Deci, calm, liniștit, nu avem nimic de pierdut, totul e bine. Am avut un weekend împreună cu familia. Da? Totul bine. Credem. Eu știu ce știi. Dacă văd... Nimic. Nu așa. Hai, mergi acolo. Hai, du-te. Okay. Hai, curaj. S-o conduc. Hai. Elena, ne vedem la final. Ok. Hai, super. Hai. Vreau să-mi spui cine vă însoțește în seara asta. Fiul meu, Andrei, prietena lui Denisa. Salut, Andrei! Bună, Denisa! Copii, mă bucur că sunteți alături de noi. Și noi ne bucurăm. Vreți în viitor, fericiți, încrezători? I-ai dat ceva sfatul lui tati? Chiar n-am de ce. El chiar am încredere că nu se pierde. Mai mult am emoții pentru mama. Știu că ea se pierde foarte ușor. E foarte emotivă și sper să fie ok acolo în spate. O să fie ok, baftă multă. Vă spun și eu încă o dată. Vă mulțumesc că sunteți aici. Deci tot greul acum cade pe părinți. E și Andrei aici. Da, dar pentru mine e important. Mă susține, energie pozitivă, tinerețea lor. Sunt aici lângă mine. Iar eu i-am pregătit, indiferent de final. O să fie frumos. O să fim împreună din nou și mergem mai departe. Mergem mai departe? Mergem. Trebuie. Runda a doua. Sumă maximă 40.000 de lei. Am mutat-o mai la dreapta. Avem pozițiile pe care le știți de la 1 la 7. De acolo vei lansa bilele. Avem două bile verzi. Terminăm cu două bile roșii. La mijloc întrebările, cele trei bile albe. Se fac verzi sau roșii în funcție de cum răspunde Elena în camera de izolare. Trebuie să spun de unde lansezi și bila, nu? Absolut. Avem două bile verzi pe care le lansăm de la două poziții. Tu mi le zici. Tocmai ce am spus. Copilul meu, Andrei, major, 6 martie, numărul 6. Am spus de la început că sunt hotărât să risc. Prima bilă pleacă de la 6. Perfect. Prima bilă verde se duce la 6. 6, numărul 6. Legat. Și mai avem o bilă. Nu te grăbi, că mai e o bilă. Scuze. Nicio problemă. A doua bilă. Da. Pleacă tot de la 6. N-avem cum. Îmi pare rău. Trebuie să fie două poziții diferite. A două diferite. Da. Scuze. Emoțiile. Nicio 7. 7. 7. 7 să fie, dacă vrei tu. Vânăm sume mari de la început. Da. Pregătit? Să cadă bilele. Bun, de la 12 metri să cadă bilele. Hai Marius. Una a luat-o bine. Hai și a doua. Și 20.000 de 10. Ok. 11 lei. 11 lei, 3.322 de lei suma de pe zid. Așa este la Marele Zid. Hazardul este hazard. Însă, mai avem întrebări. Mai avem unul, da, treia. Hai să vedem la prima întrebare primele variante de răspuns. A, 39. B, 40. C, 41. Mă gândesc că este vorba de vârsta unei persoane publice, posibil. Altceva, nu știu, nu pot să fac legătura cu aceste... Ar fi o vârstă. Cifre. Cum joci? Cum vrei să joci? De unde? Am să plec de la 5 de data asta. Prima bilă albă, prima 5. Prima bilă albă, de la 5. Am trimis bila albă. Hai să trimitem și întrebarea la Elena. În câte județe este împărțită România, exceptând capitala țării, municipiul București? 39. 40. 41. Da. Geografie. Eu cu geografia stau foarte prost. Varianta A. 39. Da. Și Mariu știe, cu geografia stau foarte prost. Am să aleg varianta A. Blochez varianta A.
era vorba de vârstă, era vorba da, de județe. Da, e vorba de județe, nu m-am gândit. N-am intuit bine. Sper să fii intuit, Emil. Hai să vedem. Din păcate, Marius, tu ai fi avut dreptate. 41 de județe. Asta este, nu-i nimic. Nu-i nimic. Avem o bilă roșie. De la 5. De la 5. Nu știu dacă să mă duc să o aștept la 40.000 ca să cadă lângă. O aștept aici și sper să nu o văd. Să cadă. Hai că a luat-o prost, arată-i stânga. Bine, bine! 1, 1, 1, 1, 1. Nu-i problemă. Oh, nu-mi place să văd. Nici mie nu-mi place, dar... Hai să nu stricăm jocul. Deci să nu stricăm starea, să nu stricăm jocul. În continuare că Elena e bine, acolo s-a liniștit, o să reușească să răspundă corect, ori să plece bile și ori să se facă verzi și finalul o să fie... Așa să fie, pentru că mai avem două întrebări. Okay. Așa îmi doresc să fie, hai să vedem următoarele variante. A. Ion Luca Caragiale. B. Victor Ion Popa. C. Tudor Mușatescu. Scriitori. Sper aici să știe. E datoria mea să știu că pot dubla. Am zero. Deci nu am de ales. Am să dublez. Dublăm. Dublăm, da. Iar, foarte bine, de unde? O să plece bilele de la 6 și de la 7. Nu. Amândouă din același. Exact. De data asta, ambele când dublăm, două bile pleacă în același loc. De la 6 ambele. 6 ambele. Trebuie să-ți mai spun că avem acum un posibil câștig de 80.000 de lei. Suntem în fața lui. Dacă răspunde Elena corect. Varianta fericită. Dar totuși, până acolo, mai avem un hop. Ce anume, da, întrebarea pe care... Elena corect. Eu trimitem Elenei. Cine a scris piesa Titanic Vals? Ion Luca Caragiale, Victor Ion Popa, Tudor Mușatescu. Ion Luca Caragiale, nu. Victor Ion Popa. Nu. Tudor Mușatescu. Da. O, Doamne, mă gândesc la animalele mele. Sper să-mi poarte noroc. Și sper să fac bine aici, pentru că nici domeniul ăsta... Nu mă depășește. Am să blochez varianta C. Mi-a plăcut mult că a spus că da, se gândește la animalele. Știu, numai la ele se gândește. Ea e foarte implicată și emoțional, cu toate că nu arată sau nu povestește așa cum povestesc eu. Dar mai ales că oricând nu ne-am gândit la un câștig, ne-am făcut un plan, ca orice om, și își dorește foarte mult o bandă electrică cu apă, cu cadă, hidroterapie pentru că ți-ai paralizați. Asta visează ea să poată cât să ducă. Cât ar costa? 30.000 de lei, un minim. Avem 24 de câini paralizați și au nevoie de această terapie. Ea muncește cu ei. Și noi când ducem câinii la terapie plătim niște costuri fabuloase. Și atunci economiile noastre ar fi mult mai mari dacă am reușit să o achiziționăm. Momentan am cumpărat o cadă pentru că se chinuia plecată să-i spele sau, pentru că trebuie spălați la 2-3 zile. Și am reușit și am cumpărat o cadă cu ham special. Acum stă în poziția de drept și spală. Asta își dorește. N-am vrut să spun. Probabil că la asta se gândește în momentul ăsta în care speră să dea un răspuns corect și să se întâmple ceva bun aici. Hai, nu știu. Hai să mergem. 30.000 de lei pentru un astfel de aparat. Da. Avem două bile albe de la poziția 6. 6. Putem câștiga mult mai mult și pentru alte și alte aparate. Doar mai rămâne să aflăm cum a răspuns Elena. Uh-huh. Vrei să întreb tu? Cum să întreb?
Cum vrei tu. Îi te poți adresa. Zidule, este corect? Răspuns corect! Răspuns corect, Tudor Mușatescu! Știam. Răspuns știam. Corect, două bile verzi de la șase. Hai să cadă bilele! Zii ceva! Hai! Hai că au luat-o bine! Hai! Și! Am văzut absolut toate emisiunile, dar așa ceva... Sper norocul să rămână pentru la final și ghinionul să se elimine în rundele astea în care... Nu, chiar e incredibil, dau drumul la două bile de la șase. Cum? Deci tu spuneai că n-ai văzut așa. Eu n-am văzut așa ceva până acum. Nici eu n-am prea avut un moment în care să-mi vină să dau un bip pe post. Nu-i nevoie de bip. Astea dintre momentele alea. M-am abținut greu? Bine, mic bip, nu mare bip. Pentru că... Nu. 20 de ron. Lei, 20 de ceva. E o sumă foarte mică. Îmi pare rău, aveam da, două bile verzi. Da, n-ai nicio problemă. Mai avem o întrebare. Hai să vedem variantele de răspuns. Da. Hai să le vedem. A. Calul. B. Porcul. C. Gorila. Nu știu de ce am accentuat pe porcul, dar bine, porcul. Am și eu unul. Cum îl cheamă și pe porc? O cheamă. Oh. Gianinuța. Gianinuța? Gianinuța, am cumpărat-o pe 24 decembrie 2016. A scăpat de la tăiere pentru că era rahitică. Am luat-o acasă. Am dus-o la veterinar întâi, am făcut tratament și am dormit cu porcul în pat două zile. Și e vegană. E un porc vegan. Da. Văd variante de răspuns animale. Mi-aș dori, am toate motivele să triplez, pentru că domeniul este relativ cunoscut de Elena, iar banii pe care i-am în cont în momentul ăsta sunt aproape zero. Da, am să triplez și... Perfect. N-am vrut să te întrerup pentru că ai un discurs logic, cursiv, da, știi logic. Exact ce vrei. Și plec pe trebuie premisa... doar să spun, nu, să reiterez, 120.000, posibil câștig. Nu mai cred nimic. Doar plec de la 7. Cu... Triplăm de la 7. Da. Înainte să bag fiecare bilă, m-am gândit la câte un caz. Acum mă gândesc la cel mai grav. Poți să-mi spui despre ce... Da, este un cățeluș care se numește Trenuleț, pentru că a fost tăiat de tren în gara din Ploiești, îi lipsește o jumătate de bot și labele din față. Este copilul adoptiv al Elenei. Are nevoie de... Ne-a costat până acum undeva în jur de 3.000 de euro. Și reconstrucția facială și implanturile 3 de la picioare ne mai duc undeva pe la vreo 7.000. Hai, Trenulețule, tată de acasă. Cu gândul la Trenuleț? Și cu gândul la cadă, la bandă. Cadă și la aparat. Și cu gândul la Elena. Trimitem întrebarea chiar acum la Elena. Ce animal nu poate vomita din cauza mușchilor puternice ai sfincterului esofagian care fac imposibilă deschiderea valvei în condiții de presiune inversă? Calul. Porcul. Gorila. Da. Sunt sigură că Marius nu triplează la această întrebare, pentru că a văzut, mă cunoaște bine, că mă pierd. Cu geografia am fost... groaznic. Literatura, la fel, de 4 ani de zile nu am mai apucat să deschid nici măcar o carte. Dar aici, la animale, sper să mă descurc. Am avut probleme la adăpost și cred că oricum cu gorile n-am interacționat, deci aici clar o să elimin oricum. La
Porc, geaninuța mea, n-am văzut-o vomitând, dar totuși aș bloca varianta A. Da, blochez varianta A, pentru că am avut probleme cu cai din cauza digestiei la... Și din păcate le-a fost fatal. O să blochez varianta A și sper să fie bine. Nu sunt sigură, deci nu pot să spun că sunt sigură, dar merg pe noroc. Doamne ajută. O să-mi dau sacul jos? Te rog, te-ai încălzit. Vrei să-l dai jos? Complet. Hai să vedem. E ok? Dă-mi să te ajut. E regulă. Gata. Simt că o să mă exteriorizez. Tot facem tot ce se poate în platoul mare lui Zid. Îl lăsăm jos imediat. Îl donez. Bun. Bun. Răspunsul Elenei. Da, nu știu, bănuiesc că iau. Așa aș fi răspuns și eu. Nici eu nu mai știu. La tine. Hai, uite-te. A, încerc bine. Din privirea ta să văd dacă deci este un răspuns corect sau nu. Da, fix. Zidule, cum a răspuns Elena? Uită-te în ochii mei! Uită-te în ochii mei! Răspuns corect! Răspuns corect! Răspuns corect! Da, Calul. Deci, și de data asta, dacă mai strâng 30 de lei și cu 20... Plecăm deci amândoi. Plecăm plec, din emisiune. Nu, plec. Nu, deci eu... Mai avem o rundă, dar e ok. Hai să vedem. Hai. Vedem? Hai. Cum vrei să facem de data asta? Cu spate? Ai zis lateral. Lateral? Nu știu, ai zis ceva de lateral. E ok aici? Cum vrei tu? Păi am stat numai cu fața încolo. Hai să stau și cu fața încolo. Bun, hai să schimbăm locurile. Așa, bun. Mă pun eu aici. Hai, să plece binele. Să plece binele. Hai, dreapta. Una e bine. 100. Și era a treia întrebare din runda asta. Ți-a răspuns corect, Elena. Nu știu, și 3 bile de la 7. 131 de lei. Marius, tu ai jucat foarte bine. Ai jucat bine, n-am ce să spun. Nu, așa mi-am planificat să joc la risc. Acum... Nu mai contează. Hai, trebuie să mergem mai departe. Hai să facem așa.